Bună dimineața, suntem la Crăciun, mă bucur să ne revedem la Numai de Bine și la mulți ani celor care astăzi își sărbătoresc ziua de nume. Știați că doi pacienți cu diagnostic identic pot răspunde diferit aceluiași tratament? Particularitățile genetice fac ca medicamentele care se dovedesc a fi eficace pentru mine să nu aducă niciun beneficiu clinic pentru tine. Din acest motiv, specialiștii vorbesc tot mai des despre medicina personalizată, care vizează un lucru foarte simplu, unicitatea fiecărui pacient. Ca să beneficiezi de un tratament personalizat, ai nevoie de o echipă formată dintr-un medic și un farmacist preparator. Zilele trecute tocmai vorbeam cu un medic care mi-a spus ceva foarte frumos, anume că adevărata medicină se face prin personalizare. A avut dreptate. De ce? Pentru că suntem cu toții diferiți, iar acest lucru se vede și prin amprenta genetică. Asta înseamnă că chiar dacă noi avem același diagnostic și ni se va institui același tratament, nu înseamnă că vom răspunde la fel. Reacțiile vor fi cu totul și cu totul diferite. Ca tratamentul să fie personalizat și creat strict pentru un anumit pacient, este necesar ca medicul să creeze o strânsă legătură profesională cu farmacistul preparator. Principiul și regula de bază în medicina personalizată este adaptarea tratamentului pe nevoile specifice ale fiecărui pacient. Urmând ca pacientul care dorește să beneficieze de această medicină personalizată să apeleze la doi profesioniști, atât la medic cât și la farmacist. Medicina personalizată este o știință străveche care a fost reinterpretată. Tratamentele personalizate au fost inițial o provocare pentru farmaciștii din toată lumea și, ușor, ușor, acest concept a fost aprofundat. S-a recunoscut necesitatea acestui tip de tratament, iar acum a devenit o modalitate de tratament atât în România cât și în alte țări dezvoltate. Farmacistul a fost instruit încă de pe băncile facultății cum să-și exercite profesia în această ramură, ramura medicinii personalizate. Ca să profesezi în acest domeniu a medicinii personalizate, ar trebui să fii încadrat într-o farmacie care a aderat acestui concept. De exemplu, farmacia în care lucrez eu a aderat conceptului de medicină personalizată și peste 70% dintre tratamentele pe care le eliberăm către pacienți fac parte din această medicină personalizată. Medicina personalizată presupune un management mai bun al bolii. Această abordare personalizată țintește unicitatea și simptomatologia specifică pacientului, tratând individual. Consider că sunt mai eficiente decât medicamentele standardizate, nu din motivul că acestea din urmă nu ar fi bune, ci pentru că ele respectă cu totul și cu totul alte principii. Ele sunt concepute pentru a fi date în masă. Medicamentul individualizat este creat pentru fiecare pacient în parte de către medic și executat de către farmacist. Tratamentele preparate în laborator au un principiu foarte bine stabilit și anume că fiecare pacient este unic. În alte țări este la ordinea zilei. Pacientul se duce la medic și îi se propune dacă îi se eliberează un medicament standardizat sau un medicament individualizat. De cele mai multe ori acesta alege să îi se prescrie un tratament individualizat. În primul rând pentru că suntem diferiți. În al doilea rând pentru că managementul bolii este mult mai bine gestionat în acest caz. Și nu în ultimul rând, faptul că un medic alege să facă medicină personalizată consider că va avea o atenție sporită la detalii, lucru care nu poate fi decât benefică pentru pacient.